Bună ziua, stimați telespectatori al postului de televiziune TV Bit Pașcan. Sunt profesor universitar dr. Constantin Fătu, medic primar, ginecolog, cu o activitate medicală de peste 40 de ani, cu participări la numeroase activități medicale în cadrul Spitalului Elena Doamnă și a Spitalului Cuza Vodă, cu participări la manifestări internaționale, fiind invitat visiting professor în cursul acestui an la o universitate din Germania. Sunt membru al Academiei Internaționale de Telepatologie, membru de onoare al Academiei Balcanice de Mediu și de Ecologie, în același timp fiind vicepreședintele pentru Moldova al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni. În activitatea mea medicală de peste 40 de ani am salvat foarte multă lume de la moarte cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Am adus pe lume foarte mulți copii care astăzi sunt mândrie așa mea și a părinților lor, pentru că le-am purtat noroc de fiecare dată. Nu am avut eșecuri în activitatea medicală, chiar în perioada anterioară la 89. Sigur, condițiile erau mult mai grele la timpul respectiv și trebuia să facem față unor situații particulare mai greu întâlnite în etapa actuală. Dar abnegația care m-a caracterizat toată viața de a pune viața mea în slujba oamenilor m-a ajutat să rezolv multe situații delicate. Sunt cunoscut în județul Iași, în orașul Iași, în orașul Târgu Frumos, în orașul Podului Loaie, în localitățile din colegiul unde voi candida pentru un post de senator în Parlamentul României. Precizez că nu am mai fost în Parlamentul României ca parlamentar în nicio legislatură și din punctul meu de vedere este bine că la ora actuală se încearcă o schimbare a eșichierului politic al României, în special a celor aleși de dumneavoastră, pe care îi veți trimite pe 9 decembrie să vă reprezinte, dar să vă reprezinte în adevăratul sens al cuvântului. Alte tipuri de realizări sunt cele legate de publicarea a peste 20 de cărți, a numeroase articole, peste 300 de articole în reviste din țară și străinătate, cât și colaborarea pe care o am de mai mulți ani de zile cu universități din vestul Europei de prestigiu, universități din Germania în special, dar și din Italia și din Franța, precum și din Japonia. Pe plan politic, reprezint Alianța România Dreaptă, o alianță care este constituită din forțe politice cu orientare de dreapta, cum este PDL-ul, cum este Forța Civică și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, care aduce suplimentar, pe lângă experiența politică și tragediile pe care le-au suportat țăranii noștri și reprezentanții lor în perioada comunistă, aduce tradiția și experiența în conducerea treburilor țării. Organizația Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și-a menținut în condițiile acestea precare, când a fost infiltrată cu diversi indivizi care își urmăreau numai interesul propriu, și-a menținut existența și la ora actuală
consider că intrarea în Alianța România Dreaptă este benefică pentru absolut toată lumea. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să privim unde trebuie, cu fața spre Europa, oamenii noștri ar trebui să se gândească foarte bine și să voteze pentru o țară ca afară, cum spune sloganul la ora coară și cântecul. Vrem o țară ca afară, dar pentru asta trebuie să știm unde punem ștampila. Simbolul Alianței România Dreaptă este inima. Inima este motorul organismului. Fără inimă nimeni nu poate trăi. Inima îndreaptă România pe calea dreaptă. Eu cred că va trebui să fiu ales în Parlamentul României de către dumneavoastră pe ziua de 9 decembrie, pentru că știu să reprezint interesele celor necăjiți. În primul rând, vreau să vă informez, stimați concetățeni și stimați oameni buni, că eu am colindat toate localitățile unde candidez. Nu acum, înainte de a depune candidatura pentru Colegiul 2 Senat. Și știu care este starea drumurilor, starea ulițelor noastre. Este dezastros din toate punctele de vedere. Este supărător faptul că oamenii nu au în casă apă curentă, că oamenii nu au în casă canalizare și că trăim ca în secolul XIX-XVIII. Și cu drumuri și cu toate. La care mai adăugăm sărăcia, în care cei 22 de ani de guvernare au dus România până la ora actuală. Nu noi care solicităm votul la ora actuală suntem vinovați de starea în care a ajuns județul nostru și țara noastră, ci după părerea mea cei care de-a lungul timpului au contribuit la acest fenomen și prin participarea lor la treburile țării nu au urmărit decât interesul personal. Pe mine personal nu mă interesează acest lucru. Sunt un om împlinit din punct de vedere material, sunt un om împlinit din punct de vedere profesional. Vreau să-mi pun în slujba celor mulți, a dumneavoastră, celor supărați pe politică, și aveți toată dreptatea să fiți supărați, experiența mea și capacitatea mea intelectuală, în așa fel încât, când ne vom întâlni peste încă 4 ani de zile, raportul pe care vreau să-l prezint în fața dumneavoastră să fie acela unor realizări complexe din toate punctele de vedere. Nu avem cu ce să ne mândrim în acești 22 de ani absolut deloc. Drumuri proaste, școală proastă, asistență medicală proastă, sărăcie peste tot, unde întorci ochii, vezi numai oameni necăjiți și săraci și amărâți, în așa fel încât eu doresc ca prin contribuția mea politică, dacă voi fi ales în Parlamentul României, și asta depinde numai de dumneavoastră, să aduc un dram măcar de bunăstare în casele dumneavoastră și în localitățile unde locuiți cu toții și unde voi fi permanent în slujba dumneavoastră. Vă invit pe 9 decembrie să puneți ștampila de votat pe profesor universitar dr. Constantin Fătu, medic primar ginecolog în Colegiul 2 Senat, Poduiloae, Târgu Frumos și comunele arondate celor două orașe. Așa să ne ajute Dumnezeu și dumneavoastră, vă doresc sănătate! Atunci când România consumă mai mult decât produce, atunci când se importă cu 20% mai mult decât se exportă, atunci când doar unul din 5 români produce, totul e blocat și fără perspectivă. Asta e România în care trăim. Iar această realitate va duce în curând la terminarea banilor atât pentru investiții, cât și pentru sănătate, educație sau pensii. După ani grei de criză, după ce guvernele de dreapta s-au străduit să țină România pe linia de plutire, în doar câteva luni, stânga populistă a creat o criză politică și economică fără precedent.
Dacă nu vrem să ajungem ca alții, trebuie să facem lucrurile altfel. România are nevoie de premisele unei dezvoltări pe termen lung. România are nevoie de un sistem fiscal stabil și predictibil, favorabil investițiilor și mediului privat. Are nevoie de o clasă de mijloc puternică ce poate susține țara. România are nevoie de dreapta. Dar nu putem vorbi despre dezvoltare dacă nu avem un sistem de justiție integru. Trebuie să apărăm România de grupurile de interese care își doresc să dețină controlul asupra justiției. Justiția trebuie să fie independentă. România are nevoie de dreapta. Mai mult, pentru susținerea dezvoltării, este necesară și atragerea fondurilor și investițiilor europene. România are nevoie de susținere europeană. România are nevoie de dreapta. Dar pentru a putea vorbi despre deblocare, despre dezvoltare, pentru a putea vorbi de o justiție integră, România are nevoie de un motor care să o repornească. România are nevoie de o inimă care să o pună în mișcare. O inimă care arde pentru România. Alianța România Dreaptă. Calea Dreaptă.